Salutare, dragi prieteni, am revenit cu un nou tutorial. Ce am mai făcut eu astăzi? În primul rând am montat overfender-urile astea de fibră. Le-am spus preventiv, trebuie să-i bag garnitura. A venit din China o garnitură, un fel de cheddar. Trebuie să fac prinderile acestea aici, ca să arate frumos. Să pilez gaura aia acolo și să le fixez și aici la spate. Tot așa, să prind, să fie ok. Am montat în interior bonjdu. Și acum arată cam așa. Cineva m-a întrebat de pe grup cum desfaci bordul. O să vă explic în câțiva pași, pentru că nu e foarte complicat. Trebuie să aveți grijă la mufe, cum scoateți mufele. În rest, începeți cu cele două șurubele în cruce de aici. Sunt niște holșuruburi în cruce, 1-2. Se scoate, se trage de masca asta și iese cu totul. În spate la masca aceasta veți avea ceasurile. Ceasurile au 4 șuruburi, hol șuruburi de fapt în cruce. Pentru șurubelnițe se desfac, scoateți încet ceasul până aproape de volan și sunt două mufe în spate. Le extrageți ușor, scoateți ceasul, puneți deoparte, aveți grijă de el. După care sunt aici la partea de sus, aveți niște căpăcele. Sunt 3 căpăcele, unul la mijloc și unul pe capătul celălalt. Băgați o șurubelniță subțire ascuțită și scoateți capacele și acolo aveți iar 3 holșuruburi. Folosiți o șurubelniță mai țapănă acolo, probabil să fie strânse un pic ruginite sau știu, sunt destul de bine strânse la cuplu. După ce le-ați desfăcut pe acele, aveți aici 2 șuruburi aici și 2 pe partea cealaltă și mai aveți aici unul, care eu nu l-am pus încă, nu le găsesc. Unul aici și unul dincolo. În momentul în care ați desfăcut astea, o să mai vedeți în spate aici, undeva la zona aceasta, o țeavă, să zic, de undeva la 12 cm, în care este prinsă consola, tot așa un șurub cu cap în cruce, mai mare, așa o să-l vedeți că ei, să-l desface și el, și atunci este tot bordul. Următorul pas este că aveți în partea cealaltă 3 cabluri, ochiuri de cablu, care sunt puse pe partea de aeratoare, cele de aici, de pe bord. Se scot de pe aerotermă și veniți frumos cu bordul. Nu înainte de a scoate mufele, toate mufele care sunt legate, cele de sub volan, cele din partea aceea. Aici aveți audio, nu o se vadă, nu sunt foarte multe. Și nu aveți cum să greșiți, pentru că toate sunt la fel. Veniți cu bordul și îl puneți undeva deoparte. La montare, operațiune inversă. Veniți, apropiați bordul, băgați cele 3 cabluri de la aerotermă, pentru că ele sunt destul de scurte și atunci apropie foarte mult bordul de parbriz acolo. Și rămâne să îl fixați din nou, una, două, trei șuruburi, două pe laterală și două acolo jos. Veniți după aceea cu ceasul, băgați mufele în ceas, masca, verificați masele, să aveți masele în ambele părți, că sunt două mese, la casetofon și ce mai audio, scoateți cablurile în față și cam asta e. Deci bordul nu implică foarte mult tehnică. E mai mult chestie de logică, să le puneți toate la loc. Eu le-am montat toate la loc. În interiorul mașinii nu v-am arătat, am folosit o folie adezivă insonorizantă. Poate că se vede aici undeva. Nu se vede. Nu se mai vede chiar nimic. Am pus mocheta și cam asta ar fi. Am lucrat la cablurile de frână. Aici e o poveste întreagă. Hai să încerc cu o mână să vă arăt ce am mai făcut. Uite, am pus farurile. Aceeași poveste aici. Ele o să vină vopsite, overfender-urile astea, și de aia nici nu m-am chinuit să le pun. Aveți grijă, filmați procesul de desfacere. Aici este clema care se desface capota. Să băgați, să vă fotografiați, vine peste țeava aia metalică în sus, ca să poți să intre exact la locașul lui. Nu e mare, nu trebuie să vă speriați, că nu e mare chestia. Acum o să vă arăt o problemă care am întâmpinat-o eu, destul de complexă. Hai să încerc să țin capota, să o fixez.
Ok, am făcut treaba asta. Aici în interior sunt cele două conducte de frână. Aici nu cred că se mai vede foarte bine, că eu am hai să-i dau un pic zoom. Astea două de aici, care mi-au dat bătaie de cap. În principiu am folosit o cheie specială pentru conductele de frână. Una de la IATO, dar nu-i foarte tare în gură, așa că m-am chinuit un pic cu ea. N-am putut să le desfac pe poziție, nu aveam nici foarte mult loc de manevră, așa că am desfăcut de desubt. Sunt două șuruburi, cred că de 8 sunt. Le-am desfăcut și am scos toată plăcuța. Am desfăcut toate mufele de aici și de aici, cele două. Și atunci am putut să ridic ansamblul ăsta de țevi în sus, în așa fel încât mi-a ajuns undeva aici și am putut să le dau cald. Aveți grijă la capitonajul ăsta când lucrați. La mine așa a fost. Ăsta e foarte ușor foc. La sudură aveți grijă, la orice încălziți, arde mognit și nu știți. De asemenea, mă întorc la bord. Când o să sudați sau aveți de lucru cu foc și alte chestii calde, în spatele bordului se află o mușama, un fel de izolator, și lipit de el se află aceeași material ăsta de aici. Se aprinde foarte repede, deci trebuie să aveți mare grijă că se aprinde foarte repede, nu sudați, nu umblați cu arc electric în zona lui, pentru că se aprinde și nu știți. Eu l-am avut dat jos de pe bord și pus în portbagaj și vreau să vă zic că a sărit o scânteie și s-a prins. Deci arde ca țigara fără probleme. Deci dacă sudați, dați jos ăsta de aici, hai să zic că nu e chiar necesar, că nu prea ajunge aici, dar ăla din interior, deci după bord, recomandarea e să-l dați jos dacă aveți de lucru la caroserie. Mașina arată foarte bine. Toți suporții, v-am zis că am băgat vaselină la ei, mie mi s-au potrivit excelent. Dat fiind faptul că aveam bucățile de la vechiul șasiu și am putut să fac măsurătorile și a ieșit bine. Nu știu ce să vă zic, am mai făcut destul de multe acolo la conductele alea de frână. Nu le desfaceți direct cu cheia, dați-le cald. Tot timpul dați cald pentru că sunt atât de bine prinse încât se poate distruge filetul ăsta de aici. Eu la una dintre țevi o trebuie să mă chinui un pic mai mult pentru că cheița aia de la IATO s-a lărgit și a ieșit cu greu. Am avut o cheie care se strânge bine și cu aia am desfăcut de fapt. Nu. Mai am foarte puțin minusul ăsta trelegat în caroserie, dar bineînțeles că o să schimb cablul cu totul. Nu am încredere în el. Mai am aici comenzile, releele, este o tablă care mie nu-mi place sincer și trebuie să o fac din nou. Asta de aici, prinderea asta de aici. E destul de ruginită și e posibil să o curăț bine și să o montez sau să caut alta și să lucrez cu ea. Vreau să vă zic că la overfender eu am folosit niște osculă de fapt de la IATO. Hai să vă arăt și vouă, în cazul în care vreți să faceți așa. Asta, nu știu cât o costat, nu e foarte mult. Și piulițele acestea care se strâng pe caroserie de aluminiu am folosit eu, merg ușor. Se strâng destul de încet, să nu forțați prea tare că se strică filetul. Și atunci aveți posibilitatea să desfaceți șurubul. Aici este o piuliță efectiv ca un nit prinsă. Merge ușor pentru că eu când voi vopsi mașina o să trească să dau jos tot. Ce să vă zic, am mai făcut, nici nu mai știu sincer că a trecut ceva vreme. La schimbătoare am pus totul la loc. Mai am aici, a dat foarte murdare și am o altă problemă. Plasticele din interior, nu știu cu ce să le fac, dacă voi știți să-mi dați un sfat, chiar v-aș ruga, arată horror și nu pot să le pun așa. Deci probabil va trebui să le vopsesc și nu știu cu ce și cum la plastice, nu mă pricep.
Cam asta ar fi, dragilor. Multă muncă, dar și satisfacție că iese ceva și poate dacă am noroc o să și pornească. Cam asta ar fi. Până acum așa. O să vedem, probabil săptămâna viitoare o să-i dau o cheie și, Doamne ajută, sperăm să și meargă motorul. O seară excelentă vă doresc, spor la treabă și succes în toate!